Sunt nutriționist Diana Artene, doctor în nutriție oncologică și haideți să învățăm să ne hrănim după diagnosticul de cancer. Diagnosticul de cancer de cele mai multe ori vine la pachet cu credința, sfatul sau pur și simplu presupunerea că ar trebui pacienta să mănânce multe, 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 multe fructe sau sucuri de fructe sau măcar să aibă un storcător. Consumul excesiv de fructe, fie prin consumul de freșuri, fie prin consumul de cantități mari de fructe la o singură masă, fie prin mese care, sau gustări care conțin doar fructe, poate însă avea efecte metabolice nocive. Printre care dislipidemie, hipertrigliceridemie, hiperuricemie, rezistență la insulină, dereglarea secreției de grelină și multe, multe alte lucruri pe care pacienta le va afla de pe analizele proprii de sânge. Fructoza are o metabolizare diferită de glucoză chiar de la nivel intestinal, unde poate fi absorbită prin propriul transportor transmembranar și prin transportorul glucozei. Iar propriul transportor transmembranar al fructozei funcționează fără consum energetic, ceea ce înseamnă că fructoza se absorbe complet la nivel intestinal în caz de aport excesiv, nu există niciun mecanism care să-i oprească absorpția. Este foarte important să înțelegem că în cazul unui aport moderat de 2-3 fructe pe zi ca desert, la sfârșitul unei mese care conține și proteine și grăsimi, cantitățile mici de fructoză conținute în aceste 2-3 fructe sunt transformate în celulele mucoase intestinale în lactat. Acest lactat hrănind acest tip de celule în timpul digestiei intestinale. Singurele alte tipuri de celulă care prezintă enzimele necesare metabolizării fructozei spre formarea de energie sunt celulele de la ficat și de la rinichi. Și în cazul unui aport excesiv de fructoză, fructoza nu poate fi folosită ca sursă de energie de alte tipuri de celule atâta timp cât a existat coaport de glucoză. Fructele însă conțin și fructoză și glucoză, ceea ce înseamnă că de fiecare dată când avem un aport excesiv de fructoză, mai ales în cazul în care am scos fibrele din fructele respective, din fructoză se va face grăsime. Grăsime care se poate depune în ficat sau în rinichi și pacienta poate să ajungă să vadă fie pe ecografie, fie pe analizele de sânge că au crescut transaminazele, că are steatoză hepatică, că a crescut colesterolul sau trigliceridele. Este extrem, extrem de important să ne gândim nu numai la aportul de grăsimi, ci și la aportul de fructoză în cazul unei astfel de paciente. Dar consumul ocazional a câte unui fresh, că vreau să beau un fresh, că am ieșit în oraș, am cancer, asta nu înseamnă că nu mai trăiesc, înseamnă că da, din când în când o să ies cu familia, o să ies cu prietenii, o să încerc să trăiesc azi, pentru că azi încă sunt în viață și prietenul a ieșit la o bere, eu am ieșit la un fresh. Este ok. Însă, dacă fac asta frecvent, prin aportul crescut de fructoză, din sucuri de fructe, din mese doar de fructe sau din consum excesiv de fructe, eu obțin multă, multă fructoză din care o să iasă multă, multă grăsime de tip VLDL, cel mai nociv tip de grăsime metabolică. Și dacă vreau să am doar efectele secundare de la tratament și nu niște efecte secundare de la comportamentul meu alimentar, ar trebui ca acest consum să fie rar și să fie eventual în cadrul unei mese, nu zilnic, nu excesiv și nu doar mese, doar de fructe. Da? De ce? Pentru că nu numai că un astfel de comportament alimentar nu aduce beneficii metabolice, dar nici măcar nu aduce beneficii oncologice. Consumul excesiv de fructe, nefiind asociat cu creșterea duratei de supraviețuire a pacientelor cu cancer. Și în plus, avem niște studii preclinice, care da, nu sunt studii care aduc dovezi de cauzalitate, dar sunt niște studii care arată niște stegulețe roșii, care niște semne de alarmă. Și aceste studii preclinice legate de aportul excesiv de fructoză
indică faptul că grăsimea obținută din metabolizarea consumului excesiv de fructoză poate genera protecția celulelor maligne și asta duce la rezistență la tratamentul oncologic, mai ales în cazul chimioterapiei. Iar cu cât un cancer este mai agresiv, cu atât pacienta are nevoie de chimioterapie mai tare și va răspunde mai bine la chimioterapie, dar doar dacă comportamentul ei alimentar este adecvat. Și adecvat înseamnă fără sucuri băute zilnic. Înseamnă mâncat fructele la masă, înseamnă mâncat fructe la mese complete care conțin și proteini și grăsimi. Celulele maligne, de asemenea, mai ales în cazul celulelor maligne mamare, exprimă transportorii specifici pentru glucoză, ceea ce înseamnă că, de exemplu, celulele mamare maligne au capacitatea să folosească fructoza pentru a-și susține metabolismul și supraviețuirea în cazul în care pacienta are un consum scăzut de glucoză. Cercetătorii care au făcut aceste studii preclinice demonstrând că fructoza poate să susțină dezvoltarea tumorală și metastazarea în lipsa glucozei. Recomandarea de a consuma fructele ca gustări între mese, lelea, când mă apucă capul, când vreau să mai ciugulesc ceva, când vreau un pic de anestezie emoțională, că mi-e greu, că-s tristă, că sunt supărată, că m-a lovit cancerul, vreau și eu să gust ceva. Și ce o să gust ceva? Sănătos că doar am cancer. Și ce o să gust? Eventual un fresh sau eventual o masă doar de fructe, că asta e sănătos, vin vitamine, ajut. Doar că mâncând fructe între mese dereglăm principalul hormon care controlează pofta de a mânca, grelina, și asta mă va face să mănânc treptat din ce în ce mai mult. Deci consumul de fructe între mese generează o poftă de a mânca mai mare. Lucru foarte important în cazul pacientelor cu cancer mamar, pentru că în cazul acestui tip de cancer, de cele mai multe ori, pacientele nu slăbesc ca în alte tipuri de cancer. Pacientele cu cancer mamar frecvent se îngrașă și nu avem nevoie de această îngrășare, pentru că, așa cum o să prezint în alt videoclip, o să vedeți că în momentul în care avem îngrășat după diagnostic, avem un risc mai mare de recidivă, metastaze și răspuns insuficient la tratament. Deci nu vreau o poftă mai mare de a mânca după diagnosticul de cancer mamar. Deci recomandarea ar fi să consumăm fructele la masă, ca atare, nu între mese. Iar multă lume nu consumă fructe la masă din două motive. Pentru că există două lucruri care se plimbă așa lelea pe tot internetul. Printre care, prima, că dacă mâncăm fructe la masă, ele se digeră mai puțin bine. Ei bine, singura enzimă responsabilă de digestia amidonului din fructe este amilaza pancreatică, iar aceasta este o enzimă care se secretă la fel și dacă mănânc fructele la masă și dacă mănânc fructele între mese. Nu am niciun motiv de digestie pentru care să susțin că fructele consumate între mese vor avea o digestie mai bună. Însă, fructele consumate la masă, ca desert, la sfârșitul mesei, vor avea un impact pe comportamentul alimentar mai scăzut. Nu vor genera aport de fructe maxim, pentru că apar hormonii de sațietate. Dar acești hormoni de sațietate sunt chemați de proteine sau de grăsimi, nu de fructoză. De asta trebuie să mâncăm fructele la masă. Alt motiv pentru care pe internet toată lumea zice nu mâncați fructe la masă este că ne balonăm. Ei bine, nu ne balonăm de la faptul că am mâncat fructe la masă, pentru că bacteriile care ar putea să fermenteze aceste glucide lipsesc din stomac în condiții fiziologice, iar maldigestia nu este generată de faptul că am mâncat eu fructele la masă, ci este generată de faptul că sunt stresat, nu dorm bine, consum, fumez, consum tot felul de lucruri care mă ajută pe mine să-mi lipesc ziua, da? La oaltă, tot timpul dereglând hormonii de sațietate și acești hormoni de sațietate generează afectarea motilității digestive și de aici iese balonarea. Nu de la faptul că am mâncat eu fructele la masă. Consumul moderat de 2-3 fructe pe zi, consumate ca atare, nestoarse, sau consumul ocazional a câte unui fresh la o terasă cu soțul, ca parte a mesei mixte, care are și proteine și grăsimi, care să cheme
hormonii de sațietate, are digerabilitate maximă și impact neurofiziologic minim și este extrem, extrem de important să reținem acest impact neurofiziologic pentru că asta influențează capacitatea de control al comportamentului alimentar. Deci, consumul exagerat de fructe, sucuri fresh sau mese doar de fructe are un impact potențial nociv din punct de vedere metabolic, neurofiziologic și chiar oncologic. Consumul de fructe ca atare, moderat, de 2-3 fructe pe zi, nu.